Băieți și fete, astăzi vă voi arăta top 3 filmulețe creepy noi care o să vă dea coșmarul. În clipul de astăzi, fraților, vom reacționa la 3 filmulețe creepy care tocmai ce au apărut pe YouTube. Sunt niște filmulețe noi pe care cel mai probabil nu le-ați mai văzut până acum și cică o să-ți dea coșmarul. Dacă mai vreți să reacționăm, să facem genul ăsta de reacții, apăsați chiar acum butonul de like să face cât mai multe like-uri la acest episod. Eu zic să nu mai pierdem timpul și să-i dăm drumul. Prima dată ne vom uita la acest filmuleț care se numește 1207 și este un short horror film de la Alexander Henderson. Hai să vedem. Deci ora 12:07. Ok. Deci e ceva legat de ora 12:07, nu? 12:07 dimineața. Uitați-l pe băiatul ăsta, a zis so tired, adică că e foarte obosit și citește o carte. Dar de ce nu se duce să se culce? Adică se vede pe el că e obosit, trebuie să citească neapărat cartea. Mă, uitați-vă. Bă, ațipește, de ce nu se duce să se culce, bro? De ce citește cartea în continuare? E la actul 4, mamă cât a citit din ea. Uite, a adormit. N-are nicio logică, de ce nu s-a dus el să se culce? Oh! S-a auzit ceva, bro, sper că... Băi, cineva acolo? Bă, era cineva acolo. Uitați-vă. Era cineva acolo, man. Mamă, nu-mi place. Știam, bă, că astea o să-mi dea coșmaruri, dar nu mă așteptam chiar așa de rapid. Hai să vedem. Mamă, nu-i bine. Bro... Este că are acolo o tabletă, probabil acolo... A, uite, arată cât e ceasul, e ora 12:07. Bun. Bro! Mamă, ce m-am speriat, bă! Bă, ce-i asta? Bă, ce-i femeia asta cu ochii negri, bă? Bă! Mamă, ce m-am speriat, fraților. Ora 12:07, bă. Și cred că acum s-a terminat, pentru că a trecut ora 12:07, nu? Bă, ce mi-am luat jumpscare instant, ești de bun la cap. Mamă, ce-mi bate inima așa acum. Ia, se uită la ceas acum. Mamă, e 12:06, uai, și tot se întâmplă asta, pentru că tot vine 12:07, fiți atenți, chiar se întâmplă. Să nu vă panicați, chiar o să se întâmple. Iar se întâmplă, fiți atenți, iar se întâmplă. Iar o să se întâmple pentru că iar e 12:07. Uite-o pe aia acolo. Uite, iară vine. Uitați-o. Mamă, boys. Uai! Uai! Bro, și aici s-a terminat. Băi! Deci de acum, oficial, dacă cumva mă uit la aceea și ora 12:07, o să mă cac pe mine de frică. Al doilea filmuleț creepy pe care vreau să vi-l arăt, fraților, se numește Behind a Short Horror Film. Adică se numește Alone in the House. Deci este un behind. Așa se numește short horror film. Adică în spatele tău. Cam așa se are 4 minute. Deci primul pe bune o să-mi dea coșmarul. Deci m-a convins. Vreau să văd și următoarele. Mamă, deci uitați-vă. Asta e o femeie sau... Da, femeia asta scrie... Fata asta scrie ceva... Habar n-am rezumat. I se deschide ușa. I se deschide ușa. Asta e că nu-i bine. Aoleu. Wow, nu-i bine. Nu-i bine deloc ce se întâmplă. Ok. Mamă, de ce s-a deschis ușa? Bro, poate din cauza vântului. Are geamul deschis pe undeva, dar nu pare. Ok.
mamă, acum pe calculator apare webcam-ul ei, camera ei, în loc să apare rezumatul ăla la care lucra sau ceva de genul, bă. Bro, ce se întâmplă? Mamă. Bro, se deschide ușa din spatele iară. Mamă, să nu fie ceva. Bă, nu-mi place ce se întâmplă. Vă spun sincer că nu-mi place ce se întâmplă. Ce face? Mamă, e cineva în spatele ei! E cineva în spatele ei, bro! E cineva în spatele ei! Deci, dar numai pe cameră, că ați văzut că în viața reală nu pare. Mamă, e cineva în spatele ei, e cineva în spatele ei. E cineva în spatele ei, mamă, dar numai pe cameră. Că așa n-arată. Bro, vine aproape, vine aproape. Mamă, ok. Momentan nu s-a întâmplat nimic, a? Bă, nu-i mișto ce se întâmplă, vă zic. Deloc. Sper că nu-i în spatele ei aia. Să-mi dea mare jumpscare. În spatele ei, în realitate, nu-i nimeni, dar cine deschide ușa pe la urmă, știi? Adică, ok, numai pe cameră se vede că e cineva, dar cine deschide ușa? Nu-i nimeni, nu? Sau? Aoleo, mamă, a zis că era fix lângă ea acolo, uitați-vă. Era fix lângă ea aici, bro. Ok, și aici s-a terminat. Hai să trecem la ultimul filmuleț. Oamenii mei, ultimul filmuleț la care ne vom uita este unul despre Slenderman. Este tot făcut de băiatul ăla care a făcut și primul filmuleț. Se numește Slenderman Short Horror Film și are undeva la 3 minute. Și este vorba despre, din câte am înțeles, despre doi adolescenți care vin aici în pădurea asta, unde cică Slenderman vine noaptea și o să se întâlnească cu el. Really? Uite, vedeți, deci ea i-a zis lui că aici vine Slenderman noaptea. El a zis, gen, pe bune, da. I don't believe you. Nu te cred, spune. Come on. Și că vină cu mine. I'll show you. O să-ți arăt. No way am I going down there. Și că nu merg acolo, mi-e frică, pe bune. You afraid of Slender? Ți-e frică de Slenderman? Da, și mie mi-e frică și nu mă... Nu mi-e rușine cu asta. Ia zici, șmecheri, ți-e frică de Slenderman? Nu e frică. Normal, hai, du-te. Deci în pădurea asta zice că vine Slenderman noaptea. Ok. This is where we summon him. Aici îl invocăm. De ce locul ăsta? Because it's marked. Okay, so how do we summon? Și că locul ăsta e marcat și aici îl invoci pe Slenderman. Asta a întrebat cum îl invoci. You circle the tree. Two times. Și că mergi în jurul copacului de două ori, îl înconjori de două Slenderman. Ori și zici Slenderman. 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 Zici așa de vreo 5 ori, cred. Slenderman. Deci a zis de 5 ori. And then... Și după? După ce? Then what? După ce? He takes me. După, vine după mine. Adică vine Slenderman acum. Unde-i Slenderman, sormea? L-ai frerit pe ăsta al nostru, unde-i Slenderman? Unde-i Slenderman? This is kind of weird. Asta e cam ciudat, e foarte ciudat. Bro! Bro! Ma! What? What? Ce se întâmplă? He's coming.
vine Drina. Drina? Bă, asta fuge. Dar unde fuge, bro? Nu era ea aia că Slenderman sus, Slenderman jos, acum fuge. Drina, vino aici. Vino aici, băi. Unde fugi? Come on, let's go. Hai să mergem acasă. Let's go. Hai să mergem acasă, te rog. Mam, sunt acasă. Bro, e Slenderman în spatele ei. Uite-te. Bro. Fugi, frate meu, las-o, bă, pădrina, în pace, du-te tare, știi ce zic. Mamă, fugi. Bă. Drina e aici. Și Slenderman l-a scos din mașină. Și aici s-a terminat, fraților, bă. Astea au fost cele trei. Nu, aici s-a terminat? Da, uitați-le aici pe Slenderman, bro. Mamă, ciudat rău de tot. Și aici s-a terminat, bă, băie și fete. Astea au fost top 3 filmulețe creepy noi care o să vă dea coșmaruri. Pe bune, au fost horror rău de tot. Dacă mai vreți să facem genul ăsta de reacții, scrieți la comentarii. Eu am fost Marius Iancu și ne vom revedea în curând cu episodul noi. Vă urez o zi minunată. Baftă mâine la școală, vom pa pe toți. Să aveți grijă de voi, pa, pa.